Descoperire șocantă la o mănăstire din Iași. Polițiștii au găsit rămășițe umane într-o pungă îngropată în incinta edificiului religios. Anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca piciorul să fie amputat și să aparțină unei persoane care a vrut să-l îngroape la mănăstire. Polițiștii ieșeni au fost sesizați în legătură cu descoperirea unor oase, cel mai probabil umane, în curtea unei mănăstiri. Mai multe echipaje de poliție și de criminaliști s-au deplasat imediat în zonă pentru a face cercetări. Anchetatorii suspectează că piciorul ar fi unul amputat, însă expertizele vor stabili cu exactitate proveniența rămășițelor. În punga legată cu sârmă în care se afla piciorul, s-a găsit și un lichid pentru conservare. Muncitorii care desfășoară lucrări în cadrul mănăstirii susțin că nu este prima dată când găsesc rămășițe îngropate în curte. Autoritățile fac acum cercetări pentru a afla cui îi aparțin rămășițele și de cât timp se află îngropate. Până atunci, nu este exclusă posibilitatea ca osemintele să reprezinte un picior amputat. El ar putea aparține unei persoane care a avut dorința de a-l lăsa la mănăstire.